Exact, o să avem în față un puiuț atât de mic, atât de cute, o să-l vedeți acum în imagine, este un puiuț de San Bernard. Are 8 luni și a venit cu Cătălin Cornea. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! 8 luni! Nu e câine de protecție, putem să dăm noroc că nu te atacă. Nu mă atacă! Decât eventual să te umple așa, să te picteze, știi tu cu ce? Este foarte docil, este foarte cuminte. Ia uite-l, ia uite-l! O să zic Am auzit că vrei să-ți iei câine și am zis să te... Să-mi iau un câine la apartament, de două camere. Da. Un chihuahua. 8 luni, nu mă minți, nu? 8 luni și vă tratează cu spatele. El e un puiuș de San Bernard. O să stea și cu fața când o să venim cu recompensa în față. Hai, ia stai cu fața, da? Așa. Să știți că nu e trist, așa are el fățuca un pic mai costă. Asta e fața lui din fabrică. De unde e originar el? E elvețian, parcă, nu? Din munți. San Bernard spune tot. Dar ca idee, el este românaș de-al nostru, da? Okay. Dintr-o crescătorie din România. Da. Este pentru prima oară când este pe un platou de televiziune. Este pentru prima oară când noi ne întâlnim, apropo de faptul că am vrut să fie cât mai autentic. Ne-am întors la Neața, așa cum v-am promis, cu vedeta de astăzi, Sumo. Sumo îi zice și are 8 luni pe lângă tine, Cătălin. Întotdeauna, eu nu mă văd de câini. Ne jucăm cu Sumo puțin? Da, cum să nu? Hai, întoarce să facem un salt. Peste mine. E prima lui ședință cu tine. Este prima oară când ne întâlnim. E prima oară la televizor. Da, prima oară pe asemenea suprafață, dar văd că se descurcă bine. Probabil că are patinoar acasă. Nu, chiar le-a sărit cine a avut prezent știe pe unde. Are scurtăturile lui. Da. Și vorbeam înainte de pauză de câini mici și câini mari. Păi crede-mă că un câine mic îți poate face mai mari probleme decât unul ca ăsta. Ok. Și dacă pe ăsta lie așa și zici și n-are nicio problemă, dacă îi face așa un câine, s-ar putea să rămâi înfipt cu el în față. Deci contează foarte mult caracterul temperamentul. Și asta vine din gen, adică oamenii caută să perpetueze anumite rase pentru caracterul lor. El e unul din cei mai buni babysitteri. Este foarte bun, da, este foarte bun cu copiii. De exemplu, noi vrem să-l folosim și pentru terapie cu copii, cu copii cu autism, copii cu tot felul de afecțiuni. Pentru că este așa cum îl vezi, mare, dar pasiv și bun. Uite, de exemplu, că tot ne-am văzut aici în premieră. Hai să facem un teren de dresaj. Asta înseamnă că... Iau eu o bucată de biscuite. Uite-l, ți-am dat lesa cum ar veni, da? Încercăm să ședem? Șezi! Oi! Bravo! Asta... Da, lesa îl ai sub control. Poți să-l iei cu tine. Hai cu mine. Hai la... După biscuit vin, nu? Da, da. Hai, vin aici. Mai ședem o dată, șezi. Bravo! Ce mai știi să faci? Ai culcat? Câinele electronic. E, practic, astea două comenzi putem să le începem. Uite, hai să-i spunem așteaptă și vine un coace. Așteaptă. 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 Așa. Bravo! Îți mai dau o dată lesa și cheamă-l. Hai, vin aici, Sumo. Hai, vino aici. Greu te urnești. Zici că urcă. Și șezi un pic. Șezi cu fața la cameră. Încercăm? Da. Ăla e bravo. Deci, Sumo este un cățeluș mic. Da. Te rog. Un cățeluș mic. Un cățeluș mic. Ca vârstă. Ca vârstă, da. Dar să știi că el a început educația de când era mai micuț. Avantajul, am mai vorbit noi în emisiune aici, a fost că stăpâna lui, având încă un mare cățel care s-a dus, din păcate, înaintea lui, din aceeași rasă, care era dublu cât el, imaginează-ți, și cu care a făcut dresaj și a învățat să-l dreseze și să controleze Dita mai dulăul, a știut ce să facă cu el. Și uite că ne-a făcut nouă un serviciu, că pentru prima noastră întâlnire ne-a fost foarte ușor cu el. Deci e important de mici, chiar sigur dacă a ști două, trei chestii basic, să le încerci sigur cu că da, uite, vezi? Cățel. De exemplu, ăsta este... Jucărie sau e... Nu este jucărie, este un castron. Okay. Un castron cu mâncare, tantanis. Îl vezi cum s-a activat? Da. Dar, la fel ca în orice situație cu orice alt câine, trebuie să îl învățăm să aștepte la castron. Și atunci facem așa, culcat. Așteaptă. Îl vezi? Ia spune-i tu. Hai, liber, hai. Și acum e important ce descoperi acolo. Uite cum dă din codiță. Mamă, nu mai surprize. Deci, la castron... În prima fază, tot mâncarea recompensă. Tot mâncarea. Pentru pui este cea mai importantă. Dar la castron, dacă nu faci exerciții speciale de așteptare, ești mâncat. Pentru că un astfel de câine te poate arunca pe geam. Îți dă un body check
și se duce el și ia toată mâncarea. Bravo, mă. Sunt niște meme-uri pe Facebook, niște golden retriever care fug spre castor și rup tot în alunecă. Da. Ah, și mai e ceva. Apropo de căței și de pui. Dacă uite. Deci mâncarea și joaca. Și joaca. Ce-a făcut el în pauză cu mingea asta? A făcut o cascadorie. Dar nu o facem în direct, facem. E de ajuns pentru prima dată. Îi ține atenția și mingea, nu? Să știi că sunt cățeluși care sunt foarte încântați de obiectul ăsta. Și atunci, dacă te joci cu el, poți după aceea să-l pui să facă chestii. Ia uite-l, fii atent că îți dau o pasă, da? Ia! Antanis! Ah. Bine! Hai vine aici! N-am putut! Dai și mie, mă joc cu tine? Sumo! Ia, fii atent! Prinde. Și facem o pasă. Face șezi și la jucărie? Ia să vedem. Șezi? Ne jucăm și șezi? Haide. Hai că ne facem de râs la televizor. Hai că o să facem cascadoria cu spatele, ai grijă. Da? Deci sunt câini care se stimulează. Pentru el este o noutate să vadă un asemenea obiect, dar uite-te și tu. Zici că am venit cu ciobănesc belgian malinois. Și chiar dacă îl vedem așa grăsuț, e... Știi cum e? Dacă te întâlnești cu ursul, ai grijă cum fugi, că s-ar putea să n-ajungi prea departe. Dă-ne pe final, te rog, 3 sfaturi pentru cei care vor să-și cumpere un San Bernard și nu prea știu cu ce se mănâncă treaba. Păi, în primul rând, dacă vă cumpărați, oameni buni, un San Bernard, vedeți voi obiectul acesta? Prosop, la îndemână. Cu ăsta mergeți pe stradă toată viața voastră. Da. De ce? Pentru că uitați-vă un pic. E pofticios, de ce? E pofticios și face multe bale. Da. E mai curs și muci. Și atunci trebuie să aveți obiectul care vă ține curați pe cât se poate. Da. Dar cu un asemenea câine trebuie neapărat să faceți dresaj. Trebuie mișcare, neapărat nu? Să creați o legătură, mișcare, mai puțin. Aveți grijă cu un asemenea câine, în general cu câinii de talie mare, să nu-i puneți la mișcare după ce au mâncat. Okay. Este foarte important pentru că, da, pentru că pot să își întoarcă stomacul pe dos, da. Și Doamne ferește, nu luăm pe Sami la garsonieră, nu? Pe sumă. Sincer, nu l-aș lua. Nu prea. Nu de alta, dar dacă se scutră o dată de bale, ne trezim că umple toată facem prindere de... și ștergem pereții cu... Și acum vorbeam cu Cătălin mai devreme și pe pauză, întotdeauna gândiți-vă ce câine vreți să vă luați și de ce vreți să vă luați câinele ăla, pentru că sunt multe cazuri de abandon din cauza faptului că stăpânii nu s-au înțeles cu rasa pe care sunt au luat-o. Sunt câini care pot suporta asta. Am crezut că le iei în brațe. Sunt câini care pot suporta asta, da? Sunt câini care nu pot suporta, așa că... Obișnuiți-vă să aveți autocontrol ca atunci când sunt cățeluși mici să nu faceți gesturi care i-ar putea enerva, speria. Care i-ar putea irita, care i-ar putea speria și atunci să reacționeze cum nu vă doriți și pentru ei să devină o obișnuință asta. Respectați-i, bucurați-vă de ei și primiți același lucru. Și nu faceți, dacă arată ca un ponei, nu înseamnă că trebuie să vă puneți copiii pe el să călărească, da? Mulțumim că ai trecut pe la noi. Mulțumim și ție, Cătălin, să ai cu multă plăcere. O zi ușoară și te mai așteptăm pe la noi. Ne vedem cu el când se face mai mic, da? Și pe Cătălin îl vedeți pe YouTube, are canalul lui acolo unde găsiți lucruri interesante. Mulțumim că ai trecut pe la noi. Mai vino cu puiuți.